problemele au început în urmă cu 7 luni, atunci când tânărul a fost implicat într-un grav accident rutier. A ajuns la terapie intensivă, a contactat un virus, dar și niște bacterii, motiv pentru care a ajuns în cele din urmă la operație. Prietenii lui, dar și ministrul Mihai Fifor s-a implicat la vremea aceea pentru a dona banii necesari. Ei bine, parcă problemele aveau început pentru acest tânăr, pentru că după aceea mâna i s-a pus în gips într-un mod total eronat, astfel încât a ajuns să arate anormal și să nici nu o poată folosi așa cum ar fi firesc. A fost pusă practic invers. E așa că tânărul caută acum un medic ortoped care să îl ajute. Spune că nu vrea decât să ducă o viață normală, nu neapărat să caute vinovați. Însă până acum niciun medic nu s-a arătat dispus să repare greșeala.